Salutare la toți și bine ați venit la un nou video. Da, tati! Ia uite, Codrin, cum a auzit, cum? Tati! Tati! Ia spune-i, salut! Salut! Pisica mea, așa, aia mare, are pui. Are pui. Yeee, ia uzi, mami, pisica aia are pui. A doua pură. Să aibă pui. Da. A doua pură de pui. Da. Nu, ăștia trei. Ăștia trei sunt puiuți, dar este și mama lor. Una mai mărișoară, mai neagră, e undeva pe sub brăduț. Da, tati, da, tati, spune! Ia! Vrea să ne arate Codrin, ia uitați. Am dat aici încă o mână peste... Da! Aia este vopseaua galbenă care s-a terminat, ai dreptate. Deci ramele le-am dat din nou cu vopsea. Ia zi, Ieri, ce s-a întâmplat? Hai să Ierica găsești pisica aia mare. Are pui. Asta este pisica mare. Are acolo puiuți probabil. Încă nu știm sigur. Da. Și acestea fiind spuse, zic să ne îmbarcăm. Haideți la mașină. Trebuie să mă duc la Iași să cumpăr vopsea galbenă. Și asta vom face noi acum. Vom merge să cumpărăm vopsea galbenă. Uh-huh. Hai, mama. Hai. Hai, Ierica, frici, te spală pe mâini. Și... îi dăm înainte, cu curaj, la drum. Ești gata de drum? Da? Ia uitați ce am pus pe Codrin aici. I-am pus o chestie din asta pentru geam. Scos mașina. De acolo bunicul a scos-o și el pe a lui ca să putem ieși noi. Și gata, plecăm la drum, bine? Hai să mergem la drum. Pa, bunicul! Soarele în ochi. Îi dăm tot înainte. Am ajuns în Pașcan și ia uitați, au asfaltat pe aici, au făcut acolo cu flori frumos pe scoarul ăla de pe mijlocul drumului. Altfel se circulă acum, băi, ce vorbiți voi? Pașcaniu are străzi bune, dacă nu știați sau dacă n-ați mai fost de mult pe aici. Ia uite ce frumos se circulă. Mai mare dragul acum. O să mergem prima dată, ne vom opri acasă. Da, Codrin, prima dată ne oprim acasă pentru că avem bagaje și trebuie să le scăpăm de ele. E trotineta, eu trotineta. Exact, Codrin are trotineta sau motocicleta, cum ai spus? Trotineta. Trotineta, da, în portbagaj este trotineta lui Codrin. Și hoverboard-ul meu și hoverboard-ul Ierica-i și tot așa înainte. Și da. Gata, hai să ne vedem mai departe de drum. Cate, drumul nostru se va îngreuna un pic pentru că pe drum s-a anunțat un accident. Și deja la ieșirea din Târgu Frumos către Iași, uitați ce coadă mare este. Stăm deja la rând de câteva minute bune, da, Codrin? Copilul ăsta tot timpul când mă vede că filmez, mă strigă: tati, tati, tati. Uite, Codrin, vorbește și tu. Spune și tu acolo: salut. Așa. Zi, nu uitați să dați like. Așa, tati, bravo. Da, Ierica stă acolo în spate pe scaun cu centura pusă. Și Codrin, Codrin, unde sunt mâinile tale? 2 hours later. Aleluia. După 3 ore am ajuns acasă. Un drum pe care noi de obicei îl facem cam într-o oră jumătate, astăzi s-a dublat. L-am băgat pe Codrin la nani și acum mă voi duce să cumpăr vopsea. Trebuie să vă fac o mărturisire. Nu mai pot de cald. Băi, am prins astăzi o zi, știți cum? Te topești, efectiv, te topești de cald. La bunica, în partea cealaltă, temperatura e acceptabilă, puteai sta afară. Aici am prins și 36 de grade, atât mi arată. Oh, 38,5 mi arată în bord, Dumnezeule, Doamne! Deci e groaznic în oraș, vreau să spun că m-am dezobișnuit total. Și cam asta am vrut să vă spun. Eu mai am un pic și ajung la Dedeman. Am luat-o, Danke, de data asta am luat ceva mare ca să fiu sigur că mi-ajunge. Și mă duc repede la casa de marcat. Între timp a venit și telefon de la mami că mă așteaptă. Deci mă duc după mama să de la birou. Gata, treaba e ca și rezolvată.
56 de lei, 2 litri jumate. Merge unsă treaba. Hai repede la mașină. Punem asta aici. Sper să nu se vrețe. Opa, așa. Doamne, iar am intrat la căldură. Dau masca asta jos, ia uite. Îs roșu tot la față, caracu. M-am și agitat un pic. E normal. Și cu căldura asta de afară, oh, doamne. Gata, închei transmisia pentru că am de condus. Și ajungem la mame la servici. Taram, tam, tam. Ia uite, mama, iese de acolo singura. Oh, da. Am lăsat-o pe mama aici pentru că ea pleacă mai departe. Și eu mă duc acasă. Ia uite ce nervoasă a plecat mama. Și s-a dus încolo. Da, am lăsat-o cu mama, are o programare undeva. Și am rămas aici, doar traversez strada și am ajuns acasă. Wow, cât e de cald. A few moments later. Ei, și stați să vedeți acum o problemă foarte serioasă. Mama a plecat cu mașina și mama are toate cheile la ea. Deci, cum rezolvăm dilema asta? Am să sun pe Erica să-mi arunce cheia de la mașină. Va trebui să iau la pas așa, ușor, organizat, încolo, departe. Vreo două stații de tramvai, cam așa. Să-mi descui mașina și să-mi recuperez cheile. Așa că, hai să sunăm pe Erica. Încearcă să o arunci aici, tata. Sau aici, mai bine aici. Hai, arunc-o aici. Băi, dar ce-am putut să o pățesc? Păi iau la pas. Mască n-am, că n-am la mine, că și nu mă pot duce cu tramvaiul sau cu taxiul. Păi cam două stații, v-am spus, de mers. Așa că plimbare plăcută să am. Yeee, yeah, ajung la mașinuță, în sfârșit. Ia uite-o. Să recuperez cheia. O, oh, doamne, noroc am avut cheia asta de rezervă. Cheița mea! Cu ce să intru în casă? Yay! Am intrat în casă! Dar s-a meritat plimbarea asta mea. Mi-a făcut bine mișcarea. Ce faci, Erica? Stai! Te uiți la televizor? Am înțeles. Tati, îți dai seama că eu mi-am uitat cheia? La mama în mașină și mama a plecat și a rămas fără cheie și avea ce să intru în casă. Noroc că mi-a aruncat cheia de la mașină și am putut să rezolv problema. Yeah! Da, gata videoul de astăzi. Ne vedem la următorul episod. Atât pentru azi, pa, pa!